Vreau să puneți toți pauză la clipul ăsta și să facem 70.000 de like-uri, pentru că, cel puțin pentru mine, este un episod destul de special și vom face în felul următor. Continuăm seria de life hack-uri, însă astăzi o să facem amândoi, adică fac și eu și tu. Cum ar veni, fac eu unul, după rândul tău să faci tu unul. Concurăm împreună, facem concurs. La urmă câștigă cel care a făcut cele mai multe bune. Asta e important. Nu cine le face pe cele mai grele, pe cele mai șmechere. O să stăm undeva la, nu știu, o oră de ajuns să căutăm, fiecare să își noteze chestii și să cumpărăm de la magazin ce ne trebuie. Da, e de ajuns? Da. Crezi că e ok? Da, hai o oră jumate. O oră jumate? Hai bine, ok. Hai, mă, iubita, începem cu primul? Da, începem okay. cu unul clasic. Ai găsit ceva pe acolo? Ai notat? Da. Sigur? Da, eu zic că te bat așa. Hai să vedem. Hai să vedem ce faci tu aici. Așa. Cu asta. Ok, păi și ce trebuie să separăm gălbenușul de albuș. Și merge cu sticla asta? Ba. Ia vezi forța asta. Vezi că asta chiar e folositor. Da. Pe bune. Chiar e. Ia vezi, mă, că iubita mea a început deja cum ar veni forță. Cu 1-0. Să presupunem că ți-a intrat o oașă aici în mână. Eu a trebuit să o bag singur cum ar veni, că n-am deci făcut nimic. Deci mă doare rău. Așa, fii atent. Avem o așchie acolo, un pahar și o lumânare. Trebuie să facem un felul următor. Aprindem lumânarea asta și dacă iau paharul acum și îl pun în palmă, va trebui să scoată această așchie, să facă ca un vid din ăsta, gen. Hai să vedem. S-a încălzit ea. Băi, eu simt aici că mă frige, gen, dar nu este nimic, băieți și fete. Ar fi trebuit să fie așa, ca o ventuză. A? Iubiți. Era tot în mână, ai spus-o tu. Da. Deci acum vreau să rezolv problemele femeilor. Cum ar veni, știi, când ești fată singură și ai un borcan în casă și nu se deschide. Ok. Ca acum, gen... Ok. Da, bine. Și când dacă îl bagi în apă fierbinte... Dacă îl pui la apă fierbinte? Da, se deschide. Hai să vedem, hai la baie, dăm drumul la apă. Și acum ții ăsta așa. Ok. Ok, gata? Okay, da. Ia, hai. Ia, stai, mă. Stai, că acum am mâna uită. Da. Ai auzit? Da. Ce sunet? Da. Da, de ce mă? La life asta nu merge 100%, deja eu știu ce stai vrei puțin, să faci și stai nu puțin. Merge. Faci și tu cadanul ăla, n-apuc să zic da, ceva, gata. Nu merge. Ce aveți cu mine? Deci ăsta am fost etichetat, nu exagerez, vreo 300 de etichetări taguri să-l încerc pe ăsta. Eu îl încerc, dar voi acum, sincer să vă zic, mă băgați pe mine în pierdere. Dar hai că îl încerc. Și că dacă pui, cum zice ăsta, tirbușon? Da. Dacă pui ăsta așa și bage aici, o să scoți direct miezul ăsta, cotorul, așa, cotorul, nu miezul. Hai să vedem dacă merge, dar nu știu ce să zic. Stai așa, poate dacă merge mie acum, cum ar fi ea? Ia uzi. Ia. Și uite ce gaură frumoasă am făcut în el, în schimb. Ia vezi, se vede? Da, super. Ce am ești nebun la cap ăsta, nu merge niciodată în viața asta. E 2-0. 2-0 și eu niciun punct? Nu. Deci ăsta următorul. Eu când l-am văzut am zis, e imposibil așa ceva. Tocmai de-aia îl încercăm, că și mie mi se pare imposibil, gen. Hai, păi explică-ne puțin ce trebuie să faci. Păi mergem la baie să punem apă în ăsta și se presupune că dacă pun... Mingea asta de pinguri așa, aici, așa. Nu mai curge apa. Dacă întorci invers? Da. Nu cred că merge păi așa ceva. Păi, nici eu nu cred, tocmai hai să vedem. Și acum, am pus asta. Așa. Și spre... Nu știu dacă... Ai asta văzut că puțin barcă! What the fuck? Iară să încerc și eu. Nu știu. Da puțin. Ok. Și acum... Hai cum să las aici, așa, nici nu știu. Da, eu nu cred că merge. Ui! Nu te cred! Da, nu știu ce să zic, Biti. Băi, iubita, nu pot să-ți dau punct. Bita, pentru o secundă așa a stat. Nu pentru... poți primi jumătate de punct. Nu, mă, iubita, facem pe puncte ca lumea. Băi... Adică trebuia să stea 2-3 secunde, așa, da, să nu curgă apa. Da, și la tine asta 2-3 secunde. Vin și eu cu ceva simplu, așa, ca să iau un punct. Ești în urmă. Să nu urmă tare de tot, sincer să vă zic, că avem aici banana asta. O să încerc să îndoi ăstea așa. Da. Cam așa le-am făcut. Fii atent. Da, le-ai răsucit. Și acum că am făcut ca un cuțit și feliez așa, înțelegi ce zic? Ia, atent. Ia. Ia-o pe asta. Uite cum am tăiat feliile astea dacă nu le-am tăiat la milimetru așa, uite. Nu e
adevărat. Uite, bă, iubita, cât de... Ai, mă, iubita, că ăsta pe bun. Hai, că ăsta nu e un life hack, bit. Și nu meriți punct pentru ăsta? Mm, ți-l dau, dar e bătaie de joc. Bă, iubita, a mers? Nu. Cum nu, păi, că a mers? A mers ok, dar se presupune că oricum mergea. Iau punct sau nu iau? Din punctul meu de vedere nu prea ar trebui, dar bine, ți-l dau acum. Hai bine, lasă, rămân așa la zero dacă nu-i zici că nu-i ce trebuie. Iubita mea pregătește aici să dea lovitura din nou. Deci, așa, am două baloane. Așa. Cică, am văzut eu pe TikTok. Așa. Că dacă pun balonul peste singură pioneză din asta, se sparge. Așa. Dar dacă pun pe mai multe, nu o să mai sparge. Păi care-i logica, că nu s-a scuțit toate. Adică și aia una și astea mai multe. Dacă așa a făcut băiețașul, așa merg. Hai, fin, hai. N-au uiți. Și acum pui prima dată pe ăsta. Și acum pun prima dată pe ăsta să vedem cum se sparge. Oleu, ce m-a speriat. Și eu. A fugit și Paulo, să-mi pace, smai. Așa, și acum? Și acum deci se presupune. Deci s-a spart cu una, da? Da. Yeah. Și acum se presupune că dacă pun pe ăstea mai multe, da, nu se sparge. Ia. Yeah. Te că mi-e frică. Te frică? Da. Ha. Nu te cred. Nu te cred. Și apasă. Nu te cred! Nu se sparge bine! Care-i logică? What the fuck? Mai punem. Deci aproape am atins marmura asta, da? Și nu se spart balonul. Văd, iar de. Uite un pic ce presiune e pe balon. Da, nimic. Deci a mers, da? Ok. Bă, mă rupe băieți și fete. Nu vine să cred. Da. Trebuie să fac ceva, să iau un punct, nu mai pot. Fii atent, avem aici o peruță de dinți, da? Da. O tăiem de aici. Hai, pițici, tot meșterește aici. Da, mă, iubita, mă. Pentru punctul ăsta muncesc. Vezi, da? Iar acum, bagi aici. Nu prea mai are asta baterii, ca idee. Dar, după aia, poți să mergi, de exemplu, vină cu mine la baie. Bam? Și poți să ștergi, nu știu, chestiile astea pe aici. Vezi ce zic? Înțelegi? Hai, zi-mi că nici ăsta nu-i bun. Pă buni, zi! Zi că nu-i bun! Ba da, dar până fac asta, ia o periuță și frec acolo, ce mai da, brânză! Da, mă, iubita mea, dar ascultă-mă! Asta e ca invenții, ca idei. Înțelegi? Deci tu ești mai hater decât Danu din câte observ eu. Pă buni, vă zic, deci... Mai, deci mai e hater decât Danu, dar toate astea n-am făcut nimic bun până acum. Iau punct și eu acum. Da, deci... Zine puțin așa, îmi trebuie așa puțin. Două felii de pâine, ți explic imediat. Ia să nu vreau să fiu de aici. Așa, două feluri de pâine. Și acum iau niște ciocolată. Așa. Și? Ok, și acum pun ăsta. Așa. Și se presupune că focana asta prea mi-o forță foarte mult, dar cred că mă descurc. Fac un sandwich și ia uite ce frumos a ieșit. Bă, dar chiar arată mișto, pe bune. Aici o să lipesc eu așa un pic cu mâna. Băgăm aici. Ah, gata, m-am prins, gata. Și dăm drumul la prăjitor. Că nu pot să-mi dau seama. Că mult. Ăsta e rahecul, gen... Un sandwich cu ciocolată vrei să spui tu mine. Vreau să văd ciocolata aia cum arată, dacă s-a topit sau e vrăjit. Mam. Am mai apă în gură, vă jur. Mamă, cum s-a topit Kinder-ul ăla. Cât e scorul? 4-1. Învață fratele vostru să furați pizza, ca să zic așa. Bine, dacă ar fi una și mai mare de atât, ar fi perfect. O să vedeți de ce. Deci vă arăt o tehnică de tăiat pizza, cum să fur pizza cu IBM Family, fiți atenți. Deci ai pizza, da? O tai prima dată, fiți atenți că asta e important. O tai prima dată pe mijloc. Sper să tai prostia asta. Bam. Deci ai tăiat-o pe mijloc, ouleu. Ai tăiat așa pe mijloc, da? După, următoarea, nu o tai drept, tai puțin într-o parte, așa. Înțelegeți ce zic? Deci nu drept. Ca o felie de pizza, ca un triunghi de pizza. Fii atent. M-am dus. Bam. Dăm una aici pe mijloc. Frumos. După, mai dăm încă una aici. Stați așa. Am mai dat una aici. Bam. După aia, mai dăm una din coace. Să vin așa. Bam. Ce vorbești, mă, dacă nu? Și din coace la fel. Stați așa, sunt tot puțin ca să am o poziție. O tai pe mijloc aici. Bucata asta. După aia. O tai și aici. Ok. Ce bine miroase. Da, eu ce să mai zic. Tăiem și aici. Acum o să vedeți șmecheria.
Din fața o mănânc eu și... Deci fiți atenți, am tăiat-o, da? Cam așa a fost. Fiți atenți acum. Dacă eu o scot pe asta din mijloc, asta mare, felia asta mare, bam, asta ai furat-o, spre spune, bam, ai băgat-o la burtă. După ce-i duci pizza prietenului, după ce ai făcut asta, fiți atenți. O uniți pe asta, bam, ia fiți atenți. Și ce a rămas aici? E o pizza. Și zici prietenului tău, băi frate, uite, ți-am adus pizza, e feliată, frumos, rotundă, tot ce trebuie, dar asta, felioaica asta, bam, a ta. Și o bagi la burtă colul frumos, cu cât e pizza mai mare, cu atât e mai bine. Și ce zic? Zi tu pe bune dacă îți cunoaște, da, dacă o aduce așa cineva. Nu-ți dădeai seama. Uite, feliile, vezi, e perfect, rotundă. Bam. Zim că nu merit punct la asta. Ba da, în sfârșit. În sfârșit, da, deci merit punctul, da? Da, deci e 4-2. Cred că 4-2, da. Revin și eu, revin ușor, ușor, așa, dar cine râde la urmă, râde mai bine. Da, nu e. Adică sper. Hai, sunt pregătit, sunt curios că văd că ți-ai luat aici și lapte și feire și... O să vezi ce facem, începem cu laptele. Așa. Pun aici în farfurie asta. Urmează partea interesantă. Așa. Am aici colorant alimentar. Picuri din fiecare culoare, sper să picuri, nu să fac bele. Mai făcea mama mea. Așa. Deja îmi place mult râu. Pus și ăsta. Nu, ce. Ok, și acum să presupune că eu dacă iau un bețișor și pun un pic de fairy pe el și îl pun aici în mijloc, ce mișto e! Așa. Culorile astea o să împrăștii, o să dea așa în lateral. Să fac o reacție, gen. Da. Hai, chiar ai să torn fix în asta aici, dar... Ia. Gata, ia. Da? Ha. Nu te cred! Ta-da! Bă, ce mișto a făcut! Ce place! Da, deci, cât e scorul, biții? 5-1 sau cât? Nu, 5-2. Deci avem aici o Fanta și o pastă de dinți din asta. Am văzut pe TikTok la fel. Din astea, etichetări la greu, mai etichetat lumea într-un număr foarte mare. Și că dacă torn pastă de dinți aici și amestec, Fanta o să prindă o culoare și se schimbă culoarea. Extraordinar! Pizza! Până până ați fac nimic pe bune, ce naiba? Mă și plictisești un pic cu la fiecările astea. Bă, n-am văzut așa ceva, vă jur. Mai ceva ca Danu, pe bune vă zic. Hai, și cum? Pui aici și... Pun aici, așteaptă-o leacă. Așa, și? Gata, cred că am pus destul, zic eu, și acum cică dacă îi pune... Nu! Stai că pune-o repede aici, acum cică dacă îi punem capacul și genul agităm, trebuie să fac o culoare. Ce zici, merge sau vrăjeală? Nu știu, ba nu. Ia. Hai că-mi bubuim capul la cum s-a bubuni. Da, nu știu. Dar se vede puțin, nu știu cum se vede. Pe cameră se vede că e puțin schimbat, așa? Pe cameră se vede mai verde decât în realitate, să știi. Da? Nu, dar pe bune, acum nu, zi sincer. Da, pe bune, da, s-a schimbat, ok, s-a schimbat. Nu știu, zi tu, dacă îmi dai punct bine, dacă nu, nu, adică nu mă supăr. Îți dau, de data asta îți dau. Îmi dai? Mm-hmm. Nu știu dacă tu ai avut când erai mic biluțe din aia antistres. Și acum îl umplem, ci și, trebuie să ai răbdare. Ok. Nu știu cum poți face not cu unghiile alea, sincer, nu pot nici normal. Așa. Și acum, teoretic, este fix. Și revine la normal? Da. Dar că aici trebuie pus ceva să-l strângă, eu nu o să mai fac și procesul ăsta. Și gen... Bici, poate sare să spargi și sare nu mai pasă din asta pe tavan. Nu se întâmplă asta. Pă bun, e exact ca aia. Da, uite. Uite cum se iese din asta. Și exact așa făcea și aia. Bă, chiar a ieșit, mă, pă bune. Hai să te văd acum. Ce fac cu ăsta? Da. Pe împărțul? Ai ceva să-mi spui? Nu, fii atentă, fac zăpadă artificială. Îl tăiem. Pentru că avem nevoie exact de asta. Vata asta trebuie să scoatem vata asta. Pe care o să o punem noi într-o pungă. Și trebuie să iau asta, o să o pun aici. Am înflat-o. Și trebuie să batem așa, pentru că o să ne rămână un praf din ăsta aici. Din vata asta. Gata, ia să vedem. Ne-a rămas niște din ăsta. Asta s-a strâns ghemul, o dăm afară, că nu ne mai trebuie. Pf, m-am făcut noi.
va termina. Știu, e și în aer, și în aer e plin, nu? Uite. Mm-hmm. Și acum, uite, vezi, avem aici, nu știu, se lasă ceva, ca o pudră, ca ceva, nu știu să vă explic, ca, da. Să vă explic, ca un fel de zahăr, așa. În cană nu e nimic, uite, filmează, să vadă că nu este nimic. Turnăm ăsta în cană și după aia punem apă și o să fac așa un fel de zăpadă artificială din aia, cum e, eu îi zic fleșcărai din aia, știi cum se face când plouă și da. E zăpadă. Punem ăsta, hai, bun, așa, ei, și acum ia fii atent dacă punem puțină apă. Așa și? Și acum s-a făcut zăpadă. Ia fii atentă. Uite. Fii atentă. Ai văzut? Da. Uite. Ai făcut și pe jos. Uite. Ia pune mâna să vezi cum e. A, ce tare. Zi pe bunii cum e. Ce tare că iar zici că e zăpadă. Nu? Zi serios, uite. Da. Le arăși lor să vadă pe camera. Ia uite, dar uite că poți să faci bulgări. Uite, stăm jos să vezi. Că se face exact ca zăpada, vezi? Da. Uite ce mișto e. Pe bune e exact cum e zăpada. Da. Are textura aia așa. Doar că asta e mișto că nu e rece. Și ce zic? Îți place, bă, când te joci. Da, asta da. Ăsta e primul, dacă mă întreb pe mine, la doar de aici a trebuit să iei punctul ăsta, trebuie să fie primul. Să joacă Andreea numai cu mâna în ăsta. Văd camera pe mine și ea să joacă cu mâna. Îmi place rău, e foarte satisfying. Da, chiar e mișto. Dați-mi un pic. Mișto. Chiar zici că e zăpadă. Și chiar strălucește așa. Da, și e moale așa, nu știu, îmi place rău, e chiar mișto. Mergem mai departe, mai ai? Da, mai am, da. Da? Facem tot așa, ceva dulce cum ar veni. Ok. Deci să presupun că eu pun lapte aici, facem primul pas. Și acum, eu decupez aici o inimioară cu șervețelul ăsta, o pun așa, presar cacao și ar trebui să rămână așa deasupra o inimioară. Ornezi, cum ți-aduce la cafenele, gen, cu diferite forme din alea. Bam. Cred că acum ar trebui să fie ok. Ia. Ce frumoasă, Catini. Mulțumesc. Da, nu ție să stă că stai greu. Dacă mă întreb pe mine. Da. Nici eu n-am încredere în el, da. Ia, fiți atent ce faci acum aici. Asta e tot? Asta e inimioara ta? Păi, deja m-am uitat și s-a dus. Hai, ridică-ți să vedem și noi. Da. Da, frumos, o inimioară superbă, vreau să spun. Miți, da, pe TikTok a ieșit. Deci ce, a fost un fail, ok? Ok, da, fail, da? Cum, ce-a fost? Dar de ce vrei să auzi de 100 de ori, având în vedere că ții nu ți-au ieșit 100, mâine mai au ieșit 2. O să încercăm să prăjim oul cu feonul, ce zici? Da, nu merge. Nu? Nu. Hai să vedem, bă, ăla mers. Deja e un fail și rostim timp, mai bine ți arăt eu ce am urmat. Stai, mă, uita-mă puțin, nici nu știu să sparg ouă ăsta, sincer, vă zic. Cum fac? Ah, bun, mă, frate, sunt numărul 1. Stai, îți dăm pe aer cald. Ce râzi, mă, Evita? Ce? Așa făcea ăla, jur. Ce râd. Stai că dau la viteză mai mare, rău dau ea. Hai, mă, era țară pe-n casă. Mergem, dar cum am făcut? Nu știu cum vezi tu, dar pe cameră zici că înnoată ouă. Bă, dar ce mai dă țeapă mie pe mine, mă, și prostește repede când mă uit la astea. Și eu zic, da, mamă, ce șmecher, cred că merge asta, merge. Da, a mers, ne s-a rupt. Facem un suport de săpun, la care okay. Vedem. Sigur, e mai ok decât ouă tău. Nu știu ce să mai spar pe mâini cu săpun, dar mă rog. Eu am acasă săpun. Da? Da. Eu folosesc din ăla gel și săpun lichid. Nu mai da, eu am și săpun și săpun. Ah, ok. Cred că sigur mai sunt oameni. Okay. Păi și ce e asta? Ăsta e suportul și așa. Mergi la mare. Nu înțeleg rostul lui gen. Păi chiar are rost, pentru că așa. Dacă tu faci așa și te speri pe mâini, da? Eu pun suportul aici. Așa. Da. Și tu faci așa și te speri pe mâini, da? Ok.
și el e ud și măzgos și așa și tâlpui aici. Așa. Mâine, când o să vrei sau mai târziu când o să vrei să te speli, o să se dezlipească greu și o să ai numai să pun popis da, tot. Știu, știu ce zici. Și acum, dacă tu te speli frumos și după aia îl pui aici, buretele ăsta o să absorbă, o să absorbă tot ce se întâmplă aici. Ah, asta și tot ce curge din el, zici tu. Exact. Să pun ăla, practic. Pe buci. Așa. Și, dar nu o să mai faci mizerie și mai știu eu. Bă, da, are așa puțină logică, dacă mă întrebați pe mine acum. Nu are foarte multă logică. Că acum cum mi-ai explicat, da. Deci vă jur, vă jur, nu glumesc, nu i-am ales eu nimic. După aia o să zic lumea că ți-am ales eu sau așa. Nu, fiecare și-a ales, pentru că n-ar mai fi fun, n-ar mai avea niciun efect video. Eu m-am gândit să iau punctul, nu să fie neapărat mega folositor. Da, ai dreptate, așa am zis, așa am zis. Ia. Ok. Meu. Dacă vă întrebați ce am pățit aici, bineînțeles că până la final trebuia să mă și tai să fac și o prostie ca idee așa. Am aici un capac de Pepsi din ăsta și o să vedeți imediat ce vreau să fac cu el. Ok. A prins, iar acum gen cu ăsta poți să dai diferite găuri, să dai gaura perfect așa dacă vrei să dai gaură undeva. Bine, acum nu dai în ciment că nu merge. Noi avem aici o cutie și vom încerca hop în cutia asta. Hai, dau gaură aici, merge sau pa. Te-a rămas doar urmă, așa, vezi? Vezi, dezamăgit rău, pe bune zic. Ai dat gaură, mă, iubitul? Nu, dar nicio gaură, la chiar dădea gaură cu ăsta, pe bune, că așa a făcut. Da, eu te cred. Eu sunt foarte fericită când am câștigat. M-au luat transpirațiile. Cam asta a fost. Apăsați butonul de like acolo în forță să facem 70.000 de like-uri dacă vă place ideea asta. Urmăriți-ne pe Instagram, Instagramul Andrei, Instagramul meu, dați-ne follow acolo, forță, Bogdan, Andreea. Iar noi sperăm să ne vedem la următorul vlog, dacă se strâng 70.000 de like-uri cu seria asta. Și cam și atât, ai pierdut. Nu mai e nimic de zis. V-am pupat, pa, pa.